Ce părere aveți dumneavoastră despre integrarea europeană? Ar fi bine pentru Republica Moldova, pentru cetățenii din Republica Moldova? Singur, încă n-am văzut psihotarnică niciodată. Dar n-ați auzit că acolo, de exemplu, în Germania, Italia, Franța sunt niște țări dezvoltate, salariile sunt mai mari, pensiile sunt mai mari? De asta am auzit. Și țările recent integrate, ca de exemplu România, Bulgaria, la fel ei s-au mărit salariile, pensiile. De exemplu, la noi pensia este minimă, este mică, dar la ei de vreo 3-4 ori mai mari sunt pensiile. Asta eu știu. Dar despre proiectele europene care sunt în curs de realizare în Republica Moldova, cunoașteți? Drumul de la Chișinău până la Soroca care a fost făcut, n-ați auzit? Din la televiziune. Despre grădinițe renovate de România? Nu. Peste 900 de grădinițe. Școli? Dar despre unirea de cu România, ce părere aveți? Absolut îs contra. Dar de ce? De ce? Pentru că noi suntem statul moldovenesc. Păi suntem de 30 de ani independenți și ați simțit vreo schimbare timp de 30 de ani la noi în țară? Dar ce trebuie să depindem noi de cineva? Mai bine să fim săraci? Nu, și asta ne schimbi ceva? Păi dacă uitați-vă câte proiecte au fost realizate de români la noi. Categoric contra. Dar nu credeți că suntem un neam, vorbim o limbă, avem aceleași tradiții, aceiași poeți, scriitori? Sunt eu, nu sunt contra, dar am zis că o rudenie oarecare avem, da, sunt de acord. Dar unirea cu România nu. Noi țărani, cam, mai ales sudul Moldovei, nu avem niciun ajutor niciodată. De exemplu, ați auzit despre susținerea României în Republica Moldova? Am auzit. Pensionară, nu? Pensionară. Și ce pensie aveți? 1000 de lei. 1000 de lei. În România o pensie este de 3-4 mii de lei. Am lucrat toată viața pe dealuri și avem cel mai minimală pensie, da. Ce să facem? Dar nu v-ați dori o pensie mai mare? Da, și de asta ne atingem. De exemplu, dacă guvernul României ar achita o pensie mai mare, ați fi de acord? Și de asta ne degeaba. Trebuie să lucrezi să o plinești mai mare, dar noi de-am... Să ne le ridic fiecare zi, când te duci la magazin, cu 100 de lei n-ai ce faci. Da, plus serviciile comunale trebuie achitate și lemne pentru iarnă de foc, cărbune. Am înțeles. Bine, noi vă mulțumim și o zi. E bine să ne integrăm în Uniunea Europeană. Dar cum crezi? Ce s-a schimbat dacă ne vom integra? Nu s-a schimbat, nici nu s-a schimbat. Cum a fost, așa s-a schimbat. Credeți că nu va fi nicio schimbare? Dar dacă ne-am uitat la țările recent integrate în Uniunea Europeană, de exemplu, România și Bulgaria în 2007 au intrat în Uniunea Europeană. La ei s-au schimbat. Drumurile au venit mai bune, salariile au crescut, pensiile au crescut. Vor crește și la noi, dar numai nu la omul ăsta care lucrează din dimineață și din seară. Aia ăștia care stau în Parlament, lor ar crește tot pe leafă. Dar noi dacă lucrăm cu geaua sau asta, nu știu.